Acest program este interzis persoanelor sub 18 ani. Prinde! Oh, nu pot să cred că ne-a ieșit un joc. Câți acumulatori folosește? 3. Câți păstori se întâlnă? 3. Câți cai la căruță? Maxim 6. Dar și 3. Dar câte trupe cântă? Vezi că am 3 baterii la fel acolo, să nu descompletezi mie setul. Dacă îmi lovei bateriile între ele, să vezi ce-ți fac. Eu am mare grijă de bateriile mele. Rulotanger. Auzi? Salutări, salutări! Ștefan, el... Gogo și Rulotanger. Tinker. Tinker. Ce înseamnă Tinker? Tinker e meșteșug gubăreț. Deci asta este meșteșug gubăreț. Trebuie... Is a Tinker. Dacă îi spunea Tanker, nu era mai bine? De fapt, e Tinkerer. Tinker... Nu știu, poate... I need to tinkle, știi, te duci la baie. Nu știu. Mamă, și cu atomizor de ăsta? Colum. Hai, frate. Care e meci la față. Dar trebuie... Atomizorul? Oh! Eu doar am zis așa, două vorbe trecute pe el. Randalină overload. Cred că, mamă, deci au randalină și pe rezistență? Da, bineînțeles. Dar pot să zic fim iar scârbă? Dar poate ție scârbă de ăsta. Ia uite ce e albastru frumos. Rugăm domnișoara asistentă de filmare să ne spună ce culoare avem aici. Albastru, deschis. Nu e altceva, nu e ciclan, turcoaz. Uite, asta are imitație de piele de șarpe, da? Plastic, cu inserții de plastic. Uite cum arată. Mamă, du-te, n-ai bibret. Vai. Rupe vânzările. Vai. Facem pariu că rupe vânzările. Mamă. E super. Mamă. Deci asta, uite, așa îmi vine să-l pun pe masă lângă bibelouul ăla cu peștele. Uite așa. Aici e peștele și aici e bibelouul. Pe mileu, frumos, pe televizor. Până pune Ștefan bibelouul pe masă, până pune modul lângă bibelouri, haideți să vă arăt close-up-ul. Rulo Tinker, trebuia să-i spună Tanker și o să vă explic imediat de ce. Cutia asta cred că are un kill. Serios. Conține un mod Rulo Tinker, Rulo, o rezistență de 0.15, manual, garnitor și alte alea, atomizorul Colum, un cablu USB QC și ceva manuale și alte chestii de-astea. Avem un mod de 300W, deci știm de pe acum că avem un mod cu 3 baterii și pe culoarea albastru. Să pun și ăsta aici, să vadă, domnule, lumea despre ce e vorba. Hai să luăm întâi atomizorul. Să-l scoatem de aici. O culoare frumoșică. O variantă de TFV ceva. Ok, Moșteug 901 la culoare. Cum se încarcă? Ok, se dă într-o parte ca să încarce. Iar rezistențele, ia să vedem, rezistențe gen aproape, TFV12, rezistențe proprietare, asta are, rezistența asta are 0.15 și este un single coil plex, sau plexus, adică cu plasă de aia înăuntru. Știm rezistențele plex de pe la firma Inokin, care chiar le-a nimerit. Airflow adjust de la nimic până la mare buhel și cam atât cu tankul ăsta, că nu face nimic special și nu inventează el nimic. Potolește-te, tankule. Să pun și ăsta aici. Modul Tinker, da, ăsta e cel mai greu. Pachetul conține modul. Când pot să-l scot aici. Uf. Ce mai conține pachetul? Un cablu. Cablu micro USB. Cablu grosuț. Nu pare premium sau ceva. Cablu banal. Și aici avem o hârtiuță în care zice să avem grijă cu bateriile. Și manualul de utilizare în câteva limbi. Ăsta e modul tată. Un mod cu 3 baterii. I-am pus eu bateriile dinainte.
nu vă agitați. Conexiunea se face aici. Pe față, mă fac micro USB, încarcă cu 2 amperi și chiar am testat. Chiar încarc, chiar 2 și ceva. Plus minus butoanele de ajustare și butonul de fire. După cum puteți observa, după o săptămână de utilizare, Insta s-a ciobit puțin butonul de fire și nu l-am scăpat până căieri. Mufa 510 este o mufă pe arc, da? Iar diametrul maxim ce îl acceptă cred că este de 24. Da, asta e de 22, 24 ar merge ok până la buza asta, după aia dă pe afară. Ca și finisaje exterioare putem observa această imitație de pele de șarpe chinezesc, adică un șaman, și asta care pare un cauciuc plastic ceva pus aici prins în șuruburile astea. Minunat designul. Click de 5 ori pornește, click de 5 ori oprește. Display-ul este luminos, dar nu foarte. 3 click-uri și am intrat în meniu. La mod putem să ne alegem în ce mod să vapăm, power, temp, control sau ceva mai departe. La set putem să ne alegem rezistența, modul power, stealth, și sub para. Mă, am citit bine? Stați un pic. Da, aici scrie sub para. Ceasul preheat, timeout-ul când se închide ecranul și exit. Info, avem informații despre baterii. Deci ne arată voltajul monitorizat pe toate cele 3 baterii. Despre software, versiunea 1 și ieșim și din meniul ăsta și ieșim și din ăsta. Cam asta e, meniul nu e foarte complicat, modul merge ok, e mare, e greu. Am adus aici și un RX Gen 3, care e cel mai mic mod cu 3 baterii. Ca să vedeți cam care sunt diferențele. Da? Nu știu, cu asta cred că am spus tot. E mare, e greu, nu știu cui se adresează, nu știu de ce. Mă rog, mă repet, modul merge, display color și așa mai departe. Da, nici n-avea cum. Dar nu o înțeleg. De ce a trebuit să facă așa ceva, nu știu. Haideți înapoi pe Lars să discutăm și cu Ștefan. Mulțumesc că v-ați uitat la Close Up. Bun, acum că ați aruncat o privire mai îndeaproape asupra produsului și ați văzut și un comparativ, hai să discutăm un pic. Deci băieții ăștia de la Rulo pretind 300 de W, da? Vismec Rulo, în fine. Rulourile ați mai văzut, Vismec ați mai văzut, dar poți să-mi explici și mie, te rog, cum se face că toți producătorii care fac moduri cu 1x18650 duc dracu maxim 80 de W, maxim 80 și ceva, dacă ai văzut, dar nu cred că ți-aduce aminte să-mi spui peste 80 de W acum. Nu prea. Și băieții ăștia cu 3 acumulatori fac 300 de W. Cred că atunci când sunt înseriate, bateriile au un randament mai bun? Nu. Deci nu e obligatoriu. Eu cred că v-am arătat pe close-up unde se face contactul la pinie acolo. Nu mi se pare cel mai fericit. În vecii vecilor. De obicei, în modurile astea cu pinii aia așa, firulețul care duce curentul ăla de leagă acumulatorii nu e niciodată atât de țăpănos pe cât te-ai aștepta să duci amperii aia. Deci, nu zicem că sunt 300 de W mincinoși, dar în 2019 deja câți W are? Câți vrei, știi? Cam aia e problema. Și mai o chestie că la Wismec au făcut ei niște update-uri de soft, da, odată la ăla cu 4 baterii și l-au dus de la 300 la 400 RX. A, mă, lasă-mă, că nu lovește. 250 la 300. Nu lovește de bani. Da, nu mai știu. Problema e alta. Eu nu înțeleg de ce ăsta cu 3 acumulatori e de 7 ori mai greu și mare și urât decât ăsta cu 3 acumulatori.
Pentru că ăsta e Wismic GRX Gen 3, da? Cel mai mic mod triple 18. Și asta pe ce? Frate, e, nu, nu, e meseriaș, boss! E meseriaș, dar nu că e impractic. Boss, e, uite-te la design! Care design? Arată... Pe care? Bă, arată, spun sincer, ca o baghetă franțuzească la care ai uzat deja butonul? Da. Serios? Da. Wow! Deci ce nu-mi plăcea până acum și ce mi se părea grețos ce și ce nu apreciam eu display-ul ăsta care nu mi se părea fi cel mai luminos? Nu este cel mai luminos. Bă, frate! Serios? Dar cum pot să fac Aegis-ul și după aia ăsta? Ăla-i de la Geekvape. A, ăla-i de la Geekvape? A, altă firmă. Făcut eu confuzie. Da, mă și miram. Dar cumva, fiind similare, am zis că sunt în aceeași... Nu, că ăsta nu e rezistent la apă, nu e rezistent la șocuri, nu e rezistent... Bă, frate, nu știu, nu-mi place! Eu până n-am mai... Ce rost are să vă spun? Merge bine? Da, merge 300 de watts, sigur. Poți să-ți dai seama dacă merge 250 sau 300? Poți să-l simți? Nu știu, că maxim va pe 70 de watts. De la 200 în sus frige cu mama atomizorului. Numai să-ți iei dump tank-uri, dar alea care, ce să vezi, sunt mai mari decât e el. Dump tank-urile alea sunt pe cât? Pe 38? Pe ăsta merge 40. Merge 24 de milimetri și arată bine pe el. De ce n-am pus mufa pe mijloc? Exact ca RX-ul ăsta alalt. Nu-mi place. Practic nu are nimic deosebit. I-au pus ecranul color, nu sunt încântat. Nu merge softul Arctic Fox. Să zici că mai treci de soft. Nu știu, și cu atomizorul ăsta lor. Atomizorul ăsta lor îmi vine să vomit când îl văd cu randalinele alea pe el. Deci îmi vine să vomit, efectiv, îmi vine să vomit. Da, e meci-meci, sticla cu vopseaua, cu... Sigur, apreciez lucrurile astea. Facem pariu că dacă îl pui în magazin, da, întreabă lumea de el. La cât de bine arată așa, dacă îl pui așa în magazin, zici că e bong. Și... A, nu e sticlă. Bun. Nu? Măcar atât. Da, nu știu. Nu-mi place. Nu-mi place. S-a luat vopseaua de pe el, de ce are designul ăsta pe buton infect în care se strâng chestii, de ce display-ul nu e mai luminos, de ce e atât de mare pentru 3 acumulatori, mă așteptam să am 4, vezi că alții în form factor-ul ăsta au 3 acumulatori plus sticlă de sconc. Da. Adică, bă, nu știu, nu-mi place, nu-mi place și atât. Nu zic că e un produs prost, zic doar că nu-mi place și atât, nu știu. Trebuiau să, la cât de mare și urât e, trebuia să-i pună Bluetooth, Wi-Fi, nu știu, plită, să-ți facă omletă, nu știu. E urât cu spume, are multă carne peste acumulator, nu facem știu. Facem roast-ul modului. Da. Scrieți și voi în comentarii glume proaste despre modul ăsta. Ce-ai, bă, nene, deci nu... E atât de urât că nici măsa nu-l iubește. E atât de urât că atunci când era mic, măsa îi lega o bucată carne de gât să se joace cealaltă moduri cu el. Eu l-am folosit câteva zile, că... E atât de urât că chinezii ni l-au trimis să nu-l mai vadă. Nu, mă, chinezii l-au trimis că e super șmecher. Ce? Da? Eu l-am folosit câteva zile că mi-era milă de RX. Mam. E atât de greu... Încât au plătit dublu transport, nu știu, a fost o încercare. Păi să știi că și asta e o chestie foarte importantă, transportul, că e la kil. Da. Și este scump, modul. Întreabă orice reseller. Deci de ce e pattern-ul ăsta cu gri aici și de ce Tinker are un basketbalist pe el? Ce ne scapă? Ce ne scapă? Stai că acum văd, are un basketbalist. Ce ne scapă? Eu credeam că e oină, credeam că l-aruncă pe post de oină. Și atomizorul? Infect. Și are și basketbalist. Da, Column. Deci a fost singurul design, ce designerul de la Wismic avea, zicea că pun un basketbalist dacă e. Și aia de la marketing au zis, oh my god! Best idea ever! Omul FG! Ăsta nu trece în etapă. You are a genius! Nu? Ăsta îi dau like cu 3 mâini și 2 picioare. Dislike. Dislike, da. Da. Dar voi să nu dați dislike la click. Ha, frate. Că ne bătem joc de moduri. Ok, apreciez că mi-arată cât are fiecare baterie, apreciez că 300 de watts. Un ecran color modest. Dar e greu și mare și urât și prea mare, adică e prea mare pentru ce e, că puteau să-l facă mai mic. Puteau să-l facă mai mic. Nu știu. Mamă, fane, un RX ăsta
făcut în titan. Da. Care poți să-l faci și subțire. Și cu bateriile prinse sub, sub asta. Știi ce e nașpa la forma asta? Plasarea butonului. Uh-huh. Atât. Da, atât, dar te obișnuiești cu forma e ok. Dacă avea acolo era gen trăcat și nu era cine știe ce... Da. Mamă, cât au display-ul are ăsta. Da. Așa făceam așa cu cealalt mod, îți amputam femurala. Ce să faci așa ceva cu celălalt mod care a luat 3 dislike-uri? 7. 3. Da. Unul la tine, unul la... Corect. Nu știm, suntem foarte dezamăgiți, probabil se simte sictirul în voce. Ne pare rău că nu am reușit să ne menținem profesionalismul și entuziasmul chiar și în fața unui produs care nu ne atrage în mod deosebit. Da. În concluzie, așa. Un mod cu 3 baterii, dacă vă plac modurile mari și grase, modul merge. Nu ai ce să-i spui că n-ar merge. Că arată dubios, asta este discutabil, pentru că poate vouă vă place. E ca Loganul, știi? Nu ți-o cumperi că-ți place designul, dar mașina merge. Ce, un Logan, adică, da. Da, nu-ți place designul, da? Ai de ales, merge. Mi-au placă video sau mi-au Logan. Principiu. Ce-i un Logan, merge, nu-i problem. Exact. Okay. Toate cele bune până data viitoare. Scuză-mă puțin, nu. Doar că ăsta e și scump. A. Da. Stai așa că eu am dat pe Eric ăsta, da? Că pot să zic, nu? E public, nu e niciun secret, 100 de lei. 100 de lei din China? Da. Atât? Am stat o lună după el până a venit. Dar am dat 100 de lei. Da, mă, erau la ofertă, Black Friday. Și ăla la întu cât e? Ăsta alte vreo 70 de dolari ceva. Frate, la cât fierare acolo scoți banii înapoi la reciclare. Asta a fost cea mai bună glumă. Scrieți glume despre mod roast-ul modului. Vă pupăm! Pa! Pa!